Câte daruri am suit, câte voi am coborât, au, câte voi am coborât. M-au bătut vânturile, măi, și toate zăpezile, mă, ca să strâng paralele și să fac averile, mă. Au, nu zic că copiii mei când am muncit pentru ei, mă. Nu zic că fetele mele când am muncit pentru ele. Știu despre omul și lăutarul vestit Constantin Lătărețu că străbunicului a cântat, că bunicului a cântat, că este rudă cu maestuoasa Maria Lătărețu, cu soțul Mariei Lătărețu. Suntem Lătăreți, cum se spune la Gorj. Așa. E adevărat. Cum a fost începutul tău? Eu am plecat, chiar am plecat de jos, de jos, așa, am prins nunțele 3 zile. Cred că ăla a fost motivul pentru, motivația mea în viață ca să plec, să-mi respect ceea ce fac, să respect munca, pentru că acum este alt gen de cântare, este o altfel de muncă, pentru că noi acum cântăm la program, cântăm câteva ore, avem logistica, tot ce trebuie, e nu lejer, mai este... E comod. Și întotdeauna mi-am dorit de la viață mai mult. Nu am fost avar, nu din avaritate, ci din dorința mea să depășesc familia mea. Ce au făcut? Ei au făcut asta. Bă, eu îmi doresc mai mult, să duc mai mult. Și am ținut la această formulă de taraf pe care am plecat eu de acasă. Și am zis, bă, fraților, când se cântau, cum se cântau atunci la vremea aia, vorbim de 15 ani, 20 de ani în urmă, eu ziceam, bă, o să vină și timpul meu. Când o să fiu respectat, când o să fiu apreciat, când o să fiu iubit. Și uite, cu răbdare, vorbim de 22 de ani, da? Uite, Dumnezeu mi-a ajutat și astăzi ne bucurăm și de succes, ne bucurăm de dragostea oamenilor și trăim și noi și împliniți și frumos și tot ce trebuie pe lumea asta. Cea mai mare avere a mea, Vasilica, este familia mea, pentru că acolo mă simt eu cel mai bine. Când văd 3 minuni când mă așteaptă acasă, după care zile așteaptă, da, care mă întorc eu, soția mea, părinții mei că trăiesc, fratele meu, cumnata mea și nepoțelele mele, suntem o familie foarte unită, nu ne-am dezbinat, certuri au fost ca la toată lumea. Nu vorbim acum doar frumosul, și acolo, și acolo, și acolo, dar legătura, înțelegerea. Și dacă vrei să treci peste ele, uite că acum ne bucurăm de viață frumoasă și toată lumea este împlinită. Costică, într-un decor al amintirilor, când erai tu copil, în copilăria ta, ce ai păstrat în sufletul tău, dincolo de anii care au trecut peste tine? Fiecare avem amintiri. Ce a rămas de acolo, din ulița copilăriei? Dragostea bunicilor mei, cu toate că eu am trăit în casă cu părinții mei. Dar, sincer să fiu, părinții nu s-au ocupat foarte mult de educația mea, pentru că și mama și tata au servici. Săraca mama pleca la ora 4:30 la servici, venea la ora 6, când venea cu rata, cum era atunci, nu se ocupa foarte mult. Ei, eu știu că am dormit toată copilăria mea cu muma și cu tata, cu mama Maria și cu tata Nelu. Și dragostea lor, faptul că bunicul era un om foarte gospodar, mă lua după el, la tot ce făcea, hai tată să mergem colo, hai să mergem colo. Dragostea, eu am învățat ca să, lumea știe din satul meu, din Runcu, eu am învățat să cânt cu vioara cu caprele. Da, aveam 4 capre, îmi luam vioara, îmi luam caietul cu note, mergeam și la școala de artă populară, da, unde am lucrat cu maestru Marcel Parnica, dar studiul făceam că n-aveam timp să stau acasă. Luam caietul și lumea știe, m-auza prin porumb, m-auza cu vioara, cu caietul de cântece, cântam și cu vocea, cântam și cu vioara. Deci frumusețea copilăriei mele a fost una adevărată, aia așa cu vite, cu cules, cu fân, cu coasă, cu semăna, cu grăpat, cu tot ce însemna munca unui copil de la țară. Cred că și asta m-a făcut să mă călesc și să-mi dau seama, bă, frate, viața e grea. Dacă nu e serios, dacă nu muncești, nu poți să faci mai mult în viață.
În spatele tău, acolo, avem niște fotografii cu tine în diferite ipostaze. Iată și fetițele și muma despre care cu atâta dragoste ai pomenit acum. Muma mea, Maria Dumnezeu. Ca fiind singura femeie, da? Și înainte de emisiune spuneai că la ea nu exista, nu se poate, nu pot. Nu exista cuvântul nu pot. Nici vârsta nu avea relevanță. Nici vârsta nu avea relevanță. Săraca, Dumnezeu își dorea, ea se ruga la Dumnezeu să o ia Dumnezeu din picioare, să nu ne pătimească pe noi. Și Dumnezeu a iubit-o, nu a pătimit sărăcuța mult, dar așa a fost. A muncit și a avut grijă de copiii noștri. Câți nepoți? Avea mulți nepoți? A prins 4 nepoțele. Ale mele și ale fratele meu. Dar bunica mea, muma Maria, a crescut, tot neamul nostru a crescut în casă la mine. Toți lăutarii aduceau copiii, că aveau nevoie să stea cineva, și tot neamul meu, pe cuvântul meu de onoare, tot neamul și toată ulița de la mine, așa îi spunea, mumă, mumă, toți copiii ziceau muma Maria, mumă, 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 toți, și la vecini, toți mumă, mumă. Uma, toată lumea îi spunea mă, pentru că era o femeie foarte bună. Eu nu cred că s-a certat cu cineva în viață. Nu cred. Mi-a dat Dumnezeu o soție extraordinară, o fată foarte bună, pentru că eu sunt un om, așa cum sunt și pe scenă, rebel, nebun, cânt și focul și patima și dorul, le-am pe toate. Autentic. Așa sunt. Da, așa sunt și în viața de zi cu zi. Și cum ai cunoscut-o pe Anga, Constantin Lătărețu? Cum ți-ai cunoscut? Vezi cum le urânduiește Dumnezeu. Eu, după ce venisem, după mai multe relații eșuate, soția mea am cunoscut-o, o știam de mică, da? O știam de micuță, că e diferență de 10 ani între noi. Și când am cunoscut-o, eu aveam 28 de ani și avea 18 ani. Și un prieten de-al meu, un coleg, un lăutar, George Bățu, Dumnezeu să-l numească, îmi spune, când la cărciumă să vezi ce cântăreață am, eu acum vreau să botez un copil la finișorii mei. Am botezat un copil și m-am dus la restaurant și am întrebat-o pe Anca. Când am văzut-o că ea, bună Anca, ce faci? Așa, vrei să botezăm un copil? Lasă-mă să vorbesc și eu cu mama, cu tati. Și uite, așa le-a așezat Dumnezeu. Am botezat copilul. După aceea mai a fost o invitație, mai o ieșire și uite că Dumnezeu în câteva luni ne-a ajutat și ne-am și căsătorit. Am făcut și copii și am făcut și casă împreună de la zero. Exact cum zicea cântecul. Exact, exact. Și ne-a dat Dumnezeu belșug și suntem împliniți. Avem și o familie bună. Ne-a mutat, când e înțelegere, i-a lăsat totul la Gorj. Acolo aveam familie, aveam ajutoare multe. Du-te bă, ia copilul, du-te bă, fă aia. Mamă, stai cu copii. Uite că ne-am mutat la Măgurele, la Ilfov, da? Unde mă simt foarte bine. Și am uite că soția... Și aici intervine toleranța Anca, bănuiesc. Ea a fost. Lipsesc a fost, bunicii, lipsesc sigur părinții că, voștri care spuneam, să vă ajute cu fetițele. Ea a fost o fată cu minte și m-a înțeles și uite că acum ne tare bine. Cu ce ai cucerit-o, Constantin Lătărețu? Cred cu nebunia mea. Cu simplitatea mea. Ce înseamnă nebunie? Simplitatea. Simplitatea mea și faptul că mie nu-mi place să mint, să știi. Ca să mint, trebuie să ai o minte fabuloasă. Foarte, foarte, foarte bine să stai cu neuronii, să faci conexiuni imediat. Am fost foarte direct, foarte direct. Nu am răsfățat-o. Am fost foarte tranșant cu ea și cred că asta i-a plăcut. Bine, îi plăcea poate și ideea că era mai mare. Eu știam cam ce ar avea nevoie. Și cred că s-a lăsat și condusă de mine așa. I-a plăcut să fie condusă. Nu a fost... Eu-s născut lider, recunosc. Tu ești în zodia Fecioarei. Da. Și un familist convins. Sunt familist, îmi place, dar recunosc, îmi place să fiu lider. Nu am suportat niciodată să fiu pe locul doi. Pornind de la începutul, care sunt convinsă că nu ți-a fost ușor, cum spuneai, cu caprele, cu pe câmp, ai vreun regret care te urmărește? Eu știu, poate o dorință, un vis nematerializat până la 40 de ani. Nu, Vasilica. Aici nu. O pun cu foarte multă mândrie și cu multă, multă sinceritate. Chiar m-am împlinit tot ce mi-am propus în gând până la 40 de ani. Am avut o perioadă în care nu mă regăseam pe scenă. Nu mă regăseam pe scenă, mă gândeam, dar de ce? De ce totuși nu pot să sparg această membrană? Iar mă simțeam ca într-un balon, dar și tot dădeam cu capul așa. Bă, nu reușeam să trec mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Și uite că o spun cu cea mai mare sinceritate,
contează foarte mult. Am avut, doamna Elize, știu, nu mai trebuie să mai spun, știe toată lumea, este a fost ca mama mea care a avut grijă de mine. Am crescut în TVR, acolo am apărut pentru prima dată, acolo am bătut mulți, mulți, mulți ani. Ia câte că o altă experiență frumoasă și cred că a fost o altă etapă când a vrut bunul Dumnezeu să fie bine. Vreau să-i mulțumesc echipei lui Dan Manoliu, da, de la TVR, și lui maestru Dinescu, care m-au adus în această emisiune. Și la un moment dat mă gândeam, bă, frate, dar totuși munca mea. Pentru că acum mi-e tare, rămân așa frapat când spune, vă știm de la domnul Dinescu. Vă spun sincer, nu v-am cunoscut până acum, dar v-am văzut emisiunea la domnul Dinescu. Deci bă, sunt oameni care te-au așezat într-o lumină care... Exact. Emisiunea asta a fost foarte, foarte bună pentru mine și le mulțumesc la toată echipa, mulțumesc și maestrului Dinescu pentru că... Deja s-a creat un serial serios acolo de câțiva ani, 5 ani aproape de muncă împreună. Și în rest, crede-mă, nu am. Să știi că este foarte important să trăiești în păcat cu tine și cu viața ta. Dacă există o luptă permanentă între minte și suflet, tu nu mai ești om. E adevărat, eu sunt agitat, sunt așa. Dar la un moment dat, eu sunt în păcat cu mine. Poate aș vrea mai mult să... pătru mai mult, să mă împart și colo, și colo, și colo. Ei, nu se poate, ăsta e timpul. Dar ca mine, ca om, vă spun cu cea mai mare sinceritate că sunt împăcat cu mine, cu viața și cu tot ce mi-a dat Dumnezeu. Eu știu că toate vin. Fiind treptat așa. Nu cere lui Dumnezeu mai mult decât poți duce tu.